Și-ar dori
Pentru că se poate rezulta și sunt convinsă că acești copii, peste ani, pot să le văd numele scris undeva sus. Vă mulțumesc! Thank you.
ei m-am luptat, lumea de ei am scăpat. Știți și voi că nu mă laud, chiar și Cozi tot mă spun. Eu am vrut mereu viața bun și generos să fiu. Da, da, deși ne nu mi-a să bine. Sunt eu prințul și o cam pe cel șereasă. Păi nu te vei asculta pe mine. M-am răzgândit și am și motive. Dacă tot era așa, adică și bună, de ce îți plantai toate păsările și animalele din pădure pentru a face curățenie și mâncare în casa pisicilor? Și de ce atunci când au venit pisicii, animalele s-au ascuns? Tot creditul pentru curățenie devenindu-l tine. Și pisicii, cine lucrau? De la stat, deoarece cum am gândat, poziția susținutul programului, au spart ușa. Cu pisicii a început să faci armată și a șantajat. Dacă nu vă spălați, nu primiți mâncare. Lucre au dormit prin moale și ucele și tu, singura în șapte pat. Și tu, mama vitregă, ai fost poziunea și te-ai transformat în ceea ce erai dintre lor, adică într-o babă urâtă. Și dacă tot era atât de plăcătoare, de ce n-ai făcut o trage să te faci mai frumoasă decât albă ca zăpadă? Să vină martorul! Hai go, hai go, te închidiți. Hai go, hai go, din zon de simponii, primul și coi fi de ală, noi voi nărim. Hai go, hai go, suntem pitișmăniți și ne-ntoarcem la căsuță fericiți. Am rămas numai eu, piticii m-au trimis pe mine să văd cine era în dormitor. De ce? Pentru că era mai mic și pentru că aveam personalitate, am fost spălat cu forța, fiind umilit. Le-ai spălit toate glumele, practic, care se fac în armată colegilor mai slab. Am răsfățat-o pe albă ca zăpadă, am adorat-o, am muzit-o pe rând, să ai pe grijă că suntem noi plecați, să n-am păcălească vrăjitoare. Și tu, Ezi, nu fix nimic. Am primit acasă, înceta păsările, care avut un rechiu mare, s-au prins vrăjitoare și au atacat. Mi-am fugit de la job să te salut. În fine, nu știu ce s-a să aibă asta când ne-ai făcut vrăjitoare loc să fugim direct acasă. Nu vă mai certați! Am simțit ceva! Copiii, de când doream să pun mâna pe unul, numai ei să vină mai de Ana Babura din lumea noastră. Poveștile plictisesc și șomara primul îi putu-s la cutiile alea, tele. Televizare și așa. Eu zic că ar trebui să mă primiți puțin. Tu crezi că vremurile se mai timp de odină? Dacă nu facem ceva, copiii din noile generații ne vor trimite pe noi la odihna veșnic. Nu e adevărat. Cine e acolo? Cine sunteți voi? Oameni de bine. Tu chiar ești pe altă ca zăpada? Da, dar voi? Păi, suntem... Zăpada răspunde frumos și limpede. Aveți parucă-mi pe să vă mănânce căcăul. Ha, ha! Căcăul! Ce vreți să ne-am dat? Ce fac? Am o bănuială. Nu se poate să am eu asemenea noroc. Așadar, voi nu recitiți poveștile. Mihai, salvează-te! Fugiți apucaților! Oriunde veți merge, vă voi găsi! Vă strânge poți balaurii, smerei și capcăurii și voi pune pe urmele voastre! Trebuie să ajute vieții copii, dacă ești sigur de mâine. Cum să facem? A, știu, am să cer ajutorul vrăjitorului din lor, când este cel mai înțelept personaj din poveste. Să fugim să-l anunțăm. Se mai vede? Nu! Nu înțeleg sub niciun chip cine și cum ne-a ajuns aici. Cred că... Ajută-mi! Nu e nevoie!
Stai că trag scufiță, draga mea, nu ești minutor, nu trage, mai fac scufiță. Ia mi-e și grana prăbărită, nu pune mâna pe pușcă, altfel nu mă răspund la opțiunile mele. Pentru numele fratelor din scufiță, nu trage. Îndrăznesc să-i pomenesc când tu nu-ți faci datoria, ai o singură datorie, să mă mănânci pe mine și pe bunica. Și nici pe asta nu ești în stare să-mi duci la îndeplinire. Promisolem că mâine vă halesc amândouă. Nu mai cumpune, dar ești când s-a deschis cartea cu povestea noastră, unde erai? Aveam puțină treabă. Deci eu aveai neputicla de vina bunicului, de suflă. Se poate, scufiță? Așa mă știi tu pe mine? Eu nu vreau decât sirop. Tu înainte a fost igloană, numai din cauza ta nu ne interesează pe copii povestea la mână. Nu trage! Nu mai trage, a venit o idee mai bună. Bravo, scufiță! Hai să te puși, pardon, să te pun. Mai bine te înlocuim, doar sunt atâția lucrământ și pădure. Cum vrei să mă naști pe drumul pentru povestea asta, avem nevoie de unul cu vechime. Unde un întrepător? Ce credeți că dacă aduc un alut scapă, nimeni nu o să scape, că nu mai citesc povești. Aia, din cauza asta bea o sirop. Mi-e frică să nu dispară și povestea noastră ca celelalte. Du-te, du-și din căie! Ba da, mi-a venit o idee. Tu din ce poveste ai spiritului? Nu sunt spiritul, sunt copil. Eu și fratele meu... A, deci voi ne omorâți! Nu, stai, mai citim povești! Poftim? Da, așa e, ba mai mult! Eu și Mihai am găsit o soluție pentru problemele voastre. Vom face un filmuleț, când vor vedea, mulți copii se vor reapropia de lumea povești. Chiar vorbim serios, mă duc la mâini și vezi scufița roșie. Hai, uite, bunic! Acum vrei să faci pe regidor în loc să găsesc o soluție să ne tragem din nou în camera noastră. Eu vreau să merg acasă! Vrei să ne audă? Cine? Tu n-aud? Pacor! Iau de ceva! Doar să te pot numai povestilor! Noaptea sunt duhurile! Căpcăuni, îți poate să ne încâncă vreun balaur. Gândeai de mine, ai? Eu iau odată la o margine de pădure, doi copii săi mai. Pe băiat îmi chema Hansel și pe fetiță Gretel. Nimeni nu ne mai citește povestea. Hai să mergem. Nu mai pun, nu dai picioare. Dar când mă răsui să ducem pe gaie cu ea, nu mai vezi butoiule. Nu sunt ea, ba da, e. Ba nu, ba da, ba nu, ba da. Vine tuntuie, seama și cortaie, na, sunt. E, și am să răspunde tata așa că mănâncă bătaie să bără. Ne. Cărătorie și încenată. Hansel, vină puțin. A, nu vrei să ziceai scuze! Am auzit tu mai magic! Ia uite aici, băi copii! Nu mai ce s-a întâmplat? Am scăzut în gheapa mea zitraierilor și n-ai vrea să ai mat! Voi cine mai sunteți? Eu sunt Hansel și aia este... Eu zic Gretel! Dar tu cine ești? Braba mea! Gheapa mea și mai cum! Braba mea și atât, eu mai lasă mă în pace! De când am ajuns aici, toată lumea vrea să știe cum mă cheamă și toată lumea vrea să ne gătească. Ce că s-a vorbit de-aia, de aceea e așa agitat. E, uite cum facem, vă spun cum mă cheamă și apoi mă lăsați în pace, de acum? Sunt un copil din realitate, mă cheamă Mihai. Ce e sora mea, Haința, mulțumit? Cum e ziunea voastră? Cum să fie? Rău! Eu? Da, rău! În primul rând trebuie să te trezești în fiecare zi la ora 7. Ca să mă duci ajutând? Nu, ca să te duci la grădiniță. Unde? În cușcarea baba cu hanță. Ia mă șapiera! Ce vă fac acolo? Dar ce nu ne fac? Teoriști ăia ne ascultă la tot felul de lecții grele și dacă ne frică nu ne-am pregătit, fac la colț, nu interesează că poate nu avem probleme acasă. Ce probleme? La teme privată de nu ia geagă, nu înțelegi nimic. Ei, ziceți voi dacă asta e viață. Nu este. Ziceți asta.
ceva nu miroase bine. Ce tot zice acolo? Dați-mi voie, dacă vrăjitorul din noi e cu adevărat generos, de ce nu ne-a adus acasă de la bun început? Și mai mult, sunt sigur că el ne-a adus aici. Noi n-am voie să spun. Uite ce ați lucrează, fata, dacă nu ne spui ce se întâmplă, noi nu mergem nicăieri. Bine, vă spun, chiar vreau să vă trimit acasă. Numai cu o condiție. Vrea să ne ajutați să salvăm lumea poveștilor. Cum? Cum? Chiar spune că voi nu vorbim. A, primulețul, dar noi spunem așa, într-o doară. Cum vreți? Doamne, dar vrei să mergem. Unde vă duce? La palat. La valul ce se ține, la palatul ce nu șerezi acolo. Acolo luăm cele mai importante hotărâri. Ce faci? Vrei și tu? Da, ce vrei să dau aici să vă furească mama vitrică? Bine, hai! Bine, vai, n-ați terminat curățenia, uite, aici
de rușine? Mergeți în bucătărie. Of, dacă mama noastră, o iubită, nu era așa ocupată, chiar o văd povestea. Am venit să le duc din povestea, am venit ocupată, le-am adus pe lume fericită. Am venit o lezare de mine din cenușe, am adus de mine. Yeah.
întrebare. În această grădiniță de copii, plină de jocuri și jucării, trei, patru ani la rând, împreună am învățat. Trei, patru ani la rând, împreună ne-am jucat. Și chiar dacă uneori ne-am ajutat, multe lucruri, multe, multe lucruri în grădinița aceasta am învățat. Îmbrăcat festiv frumos, rămas cum vă prezentăm, azi cu lacrimi în ochi și suflet bucuros, adio grădiniță, spre școală ne îndreptăm. Adio grădiniță și voi dragi jucării, adio plecăm la... Adio plecăm de acum la școală, noi vom fi. La școală mergem la toamnă cu alți copii, cu alte doamne, cu grii mai mari, multicele, oare ne vom înțelege cu ele. Adio, spun acum în cor toți preșcolarii jucăriilor. Și-am vrea ca în toamna viitoare să fii școlar cu 10 la punctare. Jucării, la jucării. Dacă iau la jucării, am ajuns să suntem mari. Într-un vom fi școlar. Chiar și din grupele mai mici s-au jucat acum pe aici. Și ei vă vor mângâia ca și noi așa și așa. Am venit cu o solie către voi, cu școala și îndreaptă gândul. În curând vom fi școlari. Spuneți-mi, popoară, cu ce v-am cumpărat? Adică, să mare. Ui, mă rog, voi la acesta. O să nu vezi vă primești. Pe voi, pe toți, pe vă iubesc. N-aș vrea să mă despar de voi. Multe lucrurile pe care le-ați expus lor, la banul, am lăsat tot ce voi cu drag ați vrea. Să nu uitați că vă iubesc. Dar ați născut ce vă înțelegi ca toamnă, veți fi școlărie. Bine, atunci vă îmbrățișez. Și vă spun, așa, eu, doamna Alice, nici nu. Vă mulțumesc că m-ați lăsat să fiu un om important în viața copilului dumneavoastră. Una
ordine alfabetică. Dragul, hai, Liviu! Să-i văd cu rezultatele pe care eu sunt convinsă că o să le obțină. Vă mulțumim!